Acum citim cuvântul Domnului din epistola apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 1, citim de la versetul 13 până la versetul 23. Versetele 13 și 14 sunt versetele de aur duminicale, pe care am vrea să le reținem, să le memorăm, așa că le voi rosti și le vom rosti împreună în limba română, pe urmă ne întoarcem la versetul 13 și din nou și în limba engleză. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași, prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Amin. Pentru că în Coloseni, capitolul 1, găsim cele 7 doctrine ale mântuirii. Dacă scoatem una din aceste doctrine din Coloseni, capitolul 1, nu mai putem vorbi despre mântuire. Sunt doctrinele esențiale ale mântuirii. Și anume, doctrina strămutării, și astăzi tema este strămutarea din împărăția întunericului în împărăția luminii, adică transferul, mutarea dintr-o împărăție în alta, emigrarea, dacă vreți, refugierea. A doua doctrină este doctrina răscumpărării, a treia doctrină este doctrina împăcării, a patra doctrină este doctrina înfierii, a cincea doctrină este doctrina întregirii, a șasea este doctrina desăvârșirii și a șaptea este doctrina moștenirii. Acestea sunt cele 7 doctrine ale mântuirii. Începem cu doctrina strămutării, însă celelalte 6 doctrine se raportează la această doctrină majoră a strămutării. Actul strămutării, a mutării dintr-o împărăție în alta. Și sunt 3 doctrine care vizează aspecte legate de ceea ce trebuie să se întâmple în viața unui om ca să se poată muta dintr-o împărăție în alta, și pe urmă sunt alte 3 doctrine absolut esențiale pentru ca omul să rămână în noua împărăție a luminii. Sunt 2 împărății aici. Este împărăția întunericului și împărăția luminii. Definiția mai simplă, mai simplificată a mântuirii este: un om mântuit este un om care s-a mutat sau e strămutat
dintr-o împărăție în alta, din împărăția iadului, a morții, a întunericului, a păcatului, a răutății, în împărăția iubirii, a luminii, a lui Dumnezeu, a raiului. Asta este definiția mântuirii. Mântuit, un om salvat, este un om pe care îl paște nenorocirea. Și ca omul ăla să fie salvat, cineva trebuie să-l scoată din calea nenorocirii și să-l mute departe de pericol. Să-l mute într-un loc unde nu mai este în pericol viața lui. Asta înseamnă mântuire. Deci definiția simplă a mântuirii este strămutarea, mutarea lui dintr-o împărăție în alta, dintr-o împărăție unde îl paște primejdia și nenorocirea și iadul, într-o împărăție unde are parte de fericire veșnică. În versetul 29, când se încheie acest capitol și se încheie providențial în versetul 29, pentru că în versetul 29 Pavel spune: iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Astea sunt lucrurile pentru care mă lupt. Ca să rămân în mântuire și pentru ca să-i conduc pe cât mai mulți oameni spre mântuire. Ăsta este scopul meu, frați și surori. Trebuie să înțelegem în ziua de astăzi valoarea mântuirii, înțelegând doctrinele mântuirii. De ce? Pentru ca să fim extrem de atenți, nu cumva să ne păcălească satana. Și după cum ne-am strămutat în împărăția luminii, prin neveghere, prin nepăsare, să ajungem înapoi de unde am plecat. În al doilea rând, înțelegând valoarea mântuirii pentru noi, să înțelegem și valoarea mântuirii pentru alții. Pentru că scopul pentru care Dumnezeu a instituit o împărăție în lumea aceasta este ca să o umple cu oameni mântuiți. Vorbeam de definiții simplificate. Știți până la urmă ce face Dumnezeu? Cu ce se ocupă Dumnezeu? Dumnezeu creează spații pe care să le umple. Asta face Dumnezeu. Asta este business-ul lui Dumnezeu, afacerea lui Dumnezeu în universul ăsta. La început nu era nimic. Și când Dumnezeu a creat spațiu și timpul, ce a făcut cu el? Le-a umplut. Le-a umplut cu galaxii, cu stele, cu corpuri cerești. Le-a umplut. A făcut pământul. Și Biblia spune că pământul era pustiu și gol. Ce a făcut pământul? L-a umplut. A demarcat spațiul unei grădini. Ce a făcut cu ea? A umplut-o și a așezat pe om acolo. Și ce i-a spus omului? Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul. Ei, împărăția lui Dumnezeu este un spațiu spiritual pe care El l-a creat în această lume. Și spațiul acesta trebuie umplut. Trebuie umplut cu suflete mântuite. El a creat și un alt spațiu etern al împărăției sale veșnice. Și pe toți cei care locuiesc și trăiesc în împărăția lui spirituală aici, îi va strămuta încă o dată în împărăția sa veșnică. Și acum, versetul 13 spune: El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Doctrina strămutării. Frați și surori, doctrina strămutării ne vorbește nouă despre un act violent de agresiune. Este rezultatul unui război. Când spune Biblia, El ne-a izbăvit
ne-a eliberat de sub puterea întunericului. Când noi ne-am născut în păcat și în întuneric, toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Omul nu doar a stat într-o împărăție de plăcere și de bunăvoie. Omul n-a avut opțiunea să plece din împărăția aceea pentru că nu i s-a dat voie. Vă aduceți aminte, noi ar trebui să înțelegem cel mai bine lucrul acesta, când eram în România comunistă, toți am vrut să plecăm. Toți am vrut să plecăm. Toți românii voiau să plece. Deci nu au plecat toți românii. Acum vorbim și de curaj, vorbim de riscuri, putem vorbi despre multe lucruri, dar în principal românii n-au plecat din cauza că nu li s-a dat voie. Nu li s-a dat drumul. Forța aceea îi oprea. Au păzit frontierele, granițele și n-au putut pleca oamenii. Cei care au plecat au trebuit să meargă pe furiș, să treacă prin ploaia de gloanțe, să se suie în containere, vapoare, cine știe cum. După 89, când s-au deschis granițele, ce au făcut românii? S-au dus puzderie. Au plecat. Poate nu vă dați seama că marea majoritate a românilor care au plecat din România au plecat după 90. Eu știu foarte bine lucrul acesta și din punct de vedere al bisericilor. Cele mai multe biserici s-au umplut și au primit număr mare de membri după 90. Înainte de 90 era un număr mic de biserici mari în America și acelea nu erau așa de mari cum sunt astăzi. Pentru că li s-a dat voie să plece. Înainte nu li s-a dat voie. Acum, întrebarea mea la dumneavoastră este: ce părere aveți despre împărăția întunericului și despre domnul acestei împărății, care este întunericul întruchipat, Satana? Lasă oamenii să plece de bună voie din împărăție? Nu. Nu. Până la urmă, în România l-au împușcat pe dictator, s-a schimbat regimul, sistemul într-o mare măsură, au dat drumul la oameni să plece peste granițe. Niciodată nu se va întâmpla asta în împărăția întunericului, în împărăția diavolului. Niciodată nu se va întâmpla acest lucru. Niciodată diavolul nu va da voie cuiva să evadeze, să emigreze, să se refugieze, să treacă frontiera. Și atenție! În lumea spirituală, frontierele nu se pot trece fraudulos, pe ascuns. În lumea spirituală nu există fuga peste graniță. Nu se fuge peste graniță. Este un act bine documentat și este un act forțat. Dacă ai vrut să treci granița, n-ai putut să-ți iei puști, arme și să treci, să-i bați pe soldați și să treci. N-ai avut nicio posibilitate. Ai trecut pe furiș, nu în mod forțat, pe furiș. Nu există pe furiș în lumea spirituală. În lumea fizică, oamenii mai păcătuiesc pe furiș, se mai ascund, mai se duc pe furiș unde nu ar trebui să se ducă. Dar în lumea spirituală lucrurile sunt dezgolite, sunt clare, sunt vizibile. Doctrina strămutării este o doctrină care ne vorbește despre o izbăvire, o eliberare. Și niciodată eliberarea și izbăvirea nu se poate face de forțe egale sau mai mici. Trebuie să fie o forță mai mare decât forța de opresiune care să producă eliberarea. Vedeți, în țara aceasta a fost un război civil de vreo 5 ani
între partea de nord și partea de sud pentru eliberarea sclavilor. O perioadă, forțele de sud au fost mai puternice decât forțele de nord. Ba chiar exista pericolul să fie cucerit Washington DC. Lucrurile au stat în balanță, apoi s-au echilibrat pentru o vreme. Știți când s-a produs eliberarea sclavilor? În momentul în care forța care lupta pentru eliberarea lor a fost mai mare, mai puternică decât forța care lupta pentru menținerea lor în sclavie. În urma unor victorii militare a unei forțe mai puternice și mai numeroase, s-a obținut eliberarea sclavilor. De aceea, frați și surori, mutarea sau strămutarea, transferarea noastră din împărăția întunericului în împărăția luminii nu se poate face prin forțele noastre, nu sunt suficiente. Prin puterea noastră nu putem birui întunericul. E nevoie de o forță, de o putere superioară. Și singura putere superioară în universul acesta care poate înfrânge și birui întunericul este lumina, este Domnul Iisus Hristos, este Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. De fapt, asta este diferența între lege și har. E legea rea? Nu. N-are dreptate legea în tot ce spune? Ba da. Dar legea i-a fost oferită omului pentru ca el să o împlinească prin puterile sale personale. Și de aceea a falimentat. Harul. Și aici este o mare dezbatere nedreaptă în teologia contemporană. Pentru că unii au impresia că oamenii tot prin puterile lor sunt mântuiți. Libertinismul, atenție foarte mare, liberalismul și libertinismul predică într-un mod foarte pervers, ceea ce predica legalismul, adică supunerea la legea veche. Ce spunea legea veche? Legea veche spunea, respectă toate aceste lucruri, dă-ți silințele, forțează-te. Și omul nu reușea. Harul ieftin și fals, greșit interpretat de teologia modernă, spune, dacă legea este așa de grea că omul nu se poate raporta la ea și nu o poate împlini, hai să facem poruncile să le coborâm atât de jos încât omul să poată trece prin puterile lui peste obstacolul ăsta și să le împlinească. Adică să facem legea harului atât de ușoară încât să-i fie omului foarte ușor să o împlinească. Tot prin puterile lui. Dragii mei, în har, legea veche nu este coborâtă, standardul nu este coborât. Harul e mai exigent, e mai strict, e mai îngust decât legea. Pretențiile lui Dumnezeu sunt mai mari în har decât au fost în lege. Mult mai mari. Dacă legea veche a fost un standard înalt, peste care nu se putea trece, harul n-a venit să spună, frate Florin, nu putem sări atât de sus. Hai să coborâm ștacheta jos, să facem puș și gata. Tot prin puterile noastre, nu. Exigența lui Dumnezeu e mai mare, gardul, obstacolul e mai înalt. Dar noi nu-l mai trecem prin puterile noastre. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, ne ajută să respectăm stilul de viață pe care îl impune și pe care îl cere mântuirea. Neprihănirea Domnului Iisus Hristos înseamnă trei lucruri.
înseamnă standard, înseamnă statut și înseamnă stare. V-am mai spus lucrul ăsta, îl repet, că poate cineva a uitat. Ce înseamnă standard? Înseamnă model. Ce înseamnă a fi un om mântuit? Ce înseamnă a fi un om pocăit? Ce înseamnă a fi un om sfânt? Ce înseamnă a fi un om după voia lui Dumnezeu? Și ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu nu acceptă nici o iotă mai jos, mai puțin decât nivelul Domnului Iisus Hristos. Ce spune în Efeseni? Care este scopul slujirii în biserică și a slujitorilor? Să-i facă pe oameni să crească până la ce nivel? Până la ce statură? A plinătății Domnului Iisus Hristos. Mai mult nu se poate și mai puțin n-avem voie. Și vom vorbi după masă puțin despre această doctrină. Dragii mei, ăsta este standardul. Acum, prin credință, când eu accept neprihănirea Domnului Iisus Hristos, mi se dă statutul de copil al lui Dumnezeu și de mântuit, statutul, nu datorită faptelor mele, nu datorită vieții mele, ci doar prin credință. Cu alte cuvinte, de la nivelul acela înalt al staturii Domnului Iisus Hristos, statura neprihănirii sau standardul neprihănirii, eu cred și Dumnezeu zice, e al tău. Ai statutul de om perfect, ai statutul de om neprihănit, ai statutul de mântuit. Dar eu n-am făcut nicio faptă bună pentru asta. Și mulți se opresc aici, predicând harul, și spun, a, el a făcut totul, mi-a dat mie statutul și mă spăl pe mâini. Nu, urmează starea. Starea înseamnă comportamentul meu de zi cu zi. Ei, aici, la acest al treilea nivel, dacă la primul nivel sunt total neputincios, doar mă uit, mă mir și mă declar înfrânt, pentru că nimeni nu se poate ridica la nivelul acelui standard. La al doilea, prin credință, sunt uimit și surprins că pot fi elevat la acel nivel fără să fi făcut nimic, doar prin faptul că zic, cred, Doamne Iisuse, și te primesc ca mântuitor în viața mea. La al treilea, ei, acolo ne suflecăm mâinile, acolo ne punem pe treabă, acolo ne dăm toate silințele, acolo ne luptăm, acolo este implicată voința noastră, acolo contează faptele noastre. Da, ai primit haina neprihănirii lui Hristos, dar nu ca să o terfelești prin mocir la lumii astea și să zici, o am, e pe mine. Nu, ci exact ca haina, nu știu dumneavoastră când erați copii. Ori eram eu mai nătâng ca alții și mai împiedecat, ori așa sunt toți copiii, ori e o soartă a lucrurilor din lumea asta. Dom'le, cum îmi cumpăram ceva nou, cădeam și rupeam. Mă duceam, nu mi se întâmpla un an întreg așa ceva. Când era uniforma nouă, în prima zi de școală, poate în a doua, mă împiedicam, cădeam și rupeam pantalonii în genunchi. Să zic să crăp de ciudă. Luni de zile nu cădeam. Când era haina nouă, atunci cădeam. Atunci o agățam și o rupeam. Se întâmpla ceva atunci. Ai cumpărat vreodată vreo mașină nouă. Mă, nu ți-o zgârie nimeni 10 ani de zile. În prima lună după ce ți-ai cumpărat-o, ai văzut zgârietura. Atunci o lovești un pic, atunci o bombezi, atunci o aranjezi. Dragii mei, asta este soarta lucrurilor din lumea asta. Le păzim și tot se strică.
Vreau să vă spun că dacă am fi la fel de vigilenți și de atenți cu lucrurile spirituale, cum suntem cu lucrurile frumoase noi și la care ținem noi, le-am putea păstra nepătate, nemurdărite, nealterate. De ce? Pentru că mi s-a dat deja puterea Duhului Sfânt. Puterea Duhului Sfânt în noi lucrează această neprihănire pe care noi o păstrăm. Este starea de om neprihănit pe care o păstrăm, la care lucrăm în fiecare zi. Când amestecăm aceste trei lucruri, harul devine o babilonie. Pentru că citește anumite versete din Biblie și zice: dați-vă toate silințele, păziți-vă, vegheați, fiți atenți, faceți, dregeți, nu faceți aia, faceți cealaltă. Și te sperii, aoleu, va să zic, eu trebuie să muncesc pentru mântuirea mea. Citește alte versete din Scriptură care spun: a făcut Hristos toate, toate lucrurile sunt bune, noi numai le luăm, le băgăm în buzunar și ne ducem cu ele în rai. Și omul intră în confuzie. De ce? Pentru că nu studiază în amănunt și în adâncime cuvântul lui Dumnezeu să știe asta unde potrivește și asta unde potrivește. Nu e așa că atunci când înțelegem neprihănirea lui Hristos ca standard sau statură, ca statut și ca stare, dintr-o dată toate lucrurile se țes frumos și știm despre ce e vorba. Când vine predicatorul și spune: Hristos e neprihănirea noastră, El e haina neprihănirii noastre, noi nu trebuie să facem nici. Asta se referă la standard. Are dreptate. Se referă la credință. Și vine altul și spune: vegheați, aveți grijă, păziți-vă. Și spune: păi da, acum îl contrazice pe celălalt care a zis că nu. Vorbim despre altceva. Vorbim despre starea de zi cu zi, care implică responsabilitatea noastră de a respecta standardul și de a rămâne în statut. Că atunci când starea de zi cu zi nu potrivește cu standardul, ne pierdem statutul. Ne pierdem statutul. De aceea spune aici cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni, capitolul 1, versetul 20. Ascultați aici. Prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit, și acum atenție, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Trebuie să existe o rămânere. Asta este doctrina strămutării. Biblia spune, și acum a doua doctrină, doctrina răscumpărării, trei doctrine care vin înainte de strămutare. Lucrurile astea trebuie să se întâmple înainte de strămutare. Nu poți fi strămutat fără aceste trei. Astea trebuie să se întâmple ca să poți fi strămutat. Răscumpărarea, doctrina răscumpărării. Versetul 14. Împărăția Fiului Dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Ce înseamnă răscumpărare? Răscumpărare înseamnă că ceva ți-a aparținut și s-a înstrăinat. Am ascultat de multe ori despre lucruri răscumpărate, pe care oamenii le-au căutat vreme îndelungată. Un lucru de preț care a aparținut bunicului, străbunicului sau câteva neamuri în urmă. Și cineva a auzit despre lucrul acela și a zis: domne, unde este? Unde este? Unde este obiectul acela de preț care a aparținut lui bunica? Și nu știe nimeni.
și îl caută. Și dintr-o dată află că din greșeală, când a murit bunica sau străbunica sau persoana respectivă, printre lucrurile care au fost date, fie date de bunăvoie, fie vândute, a fost și lucrul acela de preț, cineva n-a știut ce este și l-a vândut. Ei, ca să pună mâna înapoi pe lucrul respectiv, moștenitorul sau proprietarul de drept al acelui lucru se duce și spune, vrei să mi-l vinzi? Aproape întotdeauna persoana respectivă va vinde lucrul acela. De ce? Pentru că n-are o valoare sentimentală pentru el. N-a fost bunica, străbunica, bunicul, străbunicul sau înaintașul lui. El nu e atașat emoțional de lucrul ăla. Dar știe ceva. Știe că persoana din fața lui e disperată să pună mâna pe lucrul ăla. Și costă cât nu face. Costă cât nu face. Să știți că valoarea sentimentală a unui lucru este așa de mare că uneori costă extrem de mult. Acum, nu vreau să intru în amănunt cu privire la pierderea omului în împărăția întunericului. Știți că omul a ales să ne socotească poruncile Domnului, a ales să nu asculte de Dumnezeu. Și neascultarea este ca vrăjitoria. Omul a fost vrăjit. Vraja păcatului, vraja neascultării, care se manifestă până în zilele noastre. În Roman, capitolul 5, cuvântul Domnului spune că omul a devenit prizonier întunericului și păcatului prin neascultare. Prin neascultare, omul s-a declarat proprietatea diavolului. Acum, ca să înțelegem lucrul ăsta, când eu creez un lucru, un obiect, el n-are voință. Unde îl iau, acolo îl pun. Acolo stă. Problema este că Dumnezeu a creat sufletele noastre cu libertatea de a alege. Și aici trebuie să înțelegem că libertatea de a alege depășește cadrul uman. Dacă Lucifer nu avea dreptul să aleagă, nu se putea răzvrăti împotriva lui Dumnezeu și să cadă și să devină îngerul întunericului. Îngerii care s-au răsculat împreună cu el, demonii, dacă n-aveau libertatea de a alege și de a se răscula, nu se puteau răscula. În Eden, dacă omul nu avea capacitatea de a nu-l asculta pe Dumnezeu, Dumnezeu nu i-ar fi pus alternativele în față, să mănânci sau să nu mănânci, nu i-ar fi dat poruncă și omul n-ar fi căzut în neascultare. Cel mai prețios dar al creației pentru ființa umană este dreptul de a alege în dreptul tău. Vrei să faci parte din împărăția întunericului sau vrei să faci parte din împărăția luminii? Și acum, cineva va spune, vrea să facă parte din împărăția întunericului. Aparent. Vrea să se ducă să bea și să se îmbete rău de tot. Dar nu vrea să ajungă în șanț. Vrea să trăiască în desfrâu, dar nu vrea să se îmbolnăvească. Și nici nu vrea să devină părinte înainte de vreme. Vrea să mintă și să fure, dar nu vrea să ajungă în pușcărie. De ce este atâta suferință în lumea asta? Pentru că păcatul are o plată, are o plată imediată și are o plată veșnică. Împărăția întunericului este doar aparent o împărăție a libertății unde te duci și faci ce vrei. În realitate, în momentul în care păcatul domnește în trupul tău, ești târât de legăturile acestea
și târât prin mocirla lumii, fără să ai de ales. Și fiecare e cu mocirla lui, că vei spune, sunt și oameni buni în lumea asta. Au mocirla lor, stați liniștiți. Și nu toate mocirile le duc în șanț și în pușcărie, dar toată mocirla păcatului duce în iad. Problema omului este că e proprietatea celui rău. Zice Biblia, toată lumea zace în cel rău. Un mort sau un bolnav care zace pe pat nu se poate deplasa. Credeți că omul ăla, hai să zicem că n-a murit, că dacă a murit e terminat, gata, nici nu mai are nicio putere. Dar dacă zace grav bolnav într-un pat, credeți că n-ar vrea să se plimbe prin parc? Credeți că n-ar vrea să suie la volan și să ducă într-o vacanță? Credeți că n-ar vrea să zboare cu avionul, cine știe unde, într-un loc frumos, să admire peisajul? Credeți că îi place să stea? Nu. Dar n-are de ales, pentru că zace. Lumea zace în cel rău. Uitați-vă, vă rog frumos, la spiritul romantic, cultural al acestei luni. Când își cântă cântări de dragoste, când își fac promisiuni, ce-i spune ea lui și el ei? Vreau să fiu pentru totdeauna cu tine. Vreau să mă trezesc în fiecare dimineață privindu-te pe tine. Vreau să aud în fiecare zi șoaptele tale tandre de frumusețe și de dragoste. Ăsta e idealul în cultura asta. De la idealism la practică e o distanță foarte mare. Marea majoritate calcă în picioare declarațiile romantice și trăiesc în păcat, în desfrâu. De aceea rata divorțurilor este atât de mare și carantina a accelerat-o. Niciodată n-a existat o rata divorțurilor așa de mare și abuzurilor cum a fost în perioada aceasta. Păi eu am crezut că ăștia suferă că nu-s mai mult împreună. Că declarațiile, poeziile, cântecele, asta proclamă. Romantism pe viață și pe moarte. Lipit și legat de o singură persoană pentru tot restul vieții, ba încă pentru eternitate, cântă unii. Frați și surori, ei ar vrea, dar nu pot, pentru că zac, sunt legați în păcat. Și observă că după o vreme romantismul se topește ca ceara, ce-l topește, febra nelegiuirii și a păcatului. Și acum, răscumpărare înseamnă că Dumnezeu a creat o împărăție cu granița lipită de împărăția întunericului și cu porțile larg deschise. Dar degeaba America păstra porțile larg deschise dacă nu te lăsau să ieși din România. Aici puteai să vii, a fost o vreme când puteai să vii. Dar nu puteai să pleci de acolo de unde voiai să pleci. Și atunci întrebarea se pune... Cum s-a produs această răscumpărare? Răscumpărarea s-a produs în momentul în care Dumnezeu a arătat dreptul lui de creator și a spus, ce ai tu în împărăția ta este creația mea, este bunul meu, este proprietatea mea. Și diavolul a spus, o fi, dar a ales să trăiască în întuneric. Zice, a ales, dar s-a săturat de mocirlă, s-a săturat de întuneric. Păi cheamă-l să vezi, poate, și-a apărut legea și-a zis, dacă te poți scula din patul în care zaci, dacă te poți elibera din închisoarea unde ești ferecat, poți să ieși și să vină împărăția luminii. Și legea a spus asta o perioadă îndelungată. Necazul este că oamenii nu s-au putut ridica de acolo. A fost necesară o forță care să vină să-i smulgă, să-i scoată. El doar să zică vreau și dintr-o dată să se ridice. El doar să zică vreau și porțile închisorii să se deschidă. Și pentru asta a trebuit plătit un preț.
frați și surori, și eu am predicat multă vreme că prețul sufletelor noastre este și a fost așa de mare încât numai jertfa Domnului Iisus Hristos a putut să acopere valoarea aceasta imensă a sufletelor noastre. Știți ce cred? Cred că ne supraestimăm. Dumnezeu nu are nevoie de sufletul tău. Dumnezeu poate fără sufletul tău. Dumnezeu poate să o ia de la capăt. Știți că i-a spus lui Moise? Moise, o ia de la capăt. Pentru că Dumnezeu are timp. Are timp, că e al lui. Dumnezeu are timp. Dumnezeu se plictisește. Ca olarul. S-a stricat, nu l-a aruncat, a luat altul. Poți să arunce de un infinit de ori. Un olar nu trăiește așa de mult să ia de un infinit de ori luturi să-l arunce. Știți că Dumnezeu avea energie, avea capacitatea, avea autosuficiența să înceapă de la capăt de un milion de ori, de un infinit de ori. Știți că iubirea nu are logică. Iubirea nu e logică atunci când oferă un preț. Dacă îți place un lucru, dai cât nu face. Din dragoste, de aia este împărăția Fiului dragostei Lui. A dat pe noi cât n-am făcut, cât n-am valorat. Frați și surori, nu știu câți mântuiți vor fi în împărăția lui Dumnezeu, dar dacă ar fi de un miliard de ori mai mult decât vor fi, Hristos a prețuit mai mult decât toți. Prețul lui Hristos este fără valoare în lumea asta, că nu poate fi evaluat. Dumnezeu a dat totul pentru prea puțin, dar acel puțin a avut așa o mare valoare sentimentală pentru El, că a plătit ca să aducă înapoi în sânul Său ceea ce a creat cu multă grijă și cu mult drag, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. De fapt, aici intervin cei doi factori extraordinari, iubirea și iertarea, care nu se pot despărți unul de celălalt. Pentru că ne-a iubit, a plătit prețul. Și pentru că a plătit prețul, ne-a iertat. Doctrina răscumpărării. A treia doctrină, de fapt a doua doctrină, lucrul acesta se întâmplă înainte de strămutare. Puteam fi strămutați în împărăția luminii dacă Hristos nu murea și dacă nu plătea prețul răscumpărării? Nu! Că mai întâi plătești și pormă pleci cu marfa din magazin. Ce zic? Pe datorii. În împărăția spirituală, în împărățiile spirituale, nu se face nimic pe datorie. Trebuie plătit. Și pe urmă pleci cu marfa. Hristos a plătit. Deci iată, înainte de strămutare, răscumpărare, doi, doctrina împăcării. Versetele 19, 20 și 21. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace, să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și voi, pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El va împăcat acum. Dragii mei, vedeți, Hristos spunea, nicio împărăție nu se dezbină împotriva ei însăși. Nu poți să ai o împărăție în care să ai vrășmași. Știți de ce America suferă? Pentru că sunt foarte mulți vrăjmași ai Americii în America. Sunt foarte mulți dușmani ai Americii în America. Și acești vrăjmași produc haos.
Dumnezeu înțelege lucrul ăsta, de-aia împărăția lui Dumnezeu este o împărăție mult superioară împărăției Americii. În împărăția lui Dumnezeu nu intră vrăjmaș. Și aici nu-ți dai seama, domnule, că-ți vine dintr-o țară cum e Somalia, cum sunt țările astea unde e nenorocire, tragedie. Și-ți vine aici și, pe urmă, vrea să implementeze un sistem exact ca în țara de unde a plecat și de care a fugit. Boală mentală. Vii în America să te bucuri de prosperitatea economică. Vii în America să te bucuri de libertate. Vii în America să te bucuri de drepturi. Și pe urmă lupți împotriva tuturor acestora. Și te porți ca un vrăjmaș al Americii. Poate supraviețui America? Cât de mare și de tare este? E foarte posibil să colapseze. Pentru că e o împărăție în care sunt dușmanii Americii. În împărăția Domnului nu intră vrăjmași. Biblia spune, Pavel spunea, zice, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii. Ăștia nu vor intra niciodată acolo. De ce spune Biblia că în împărăția veșnică nu vor intra hoții, tâlharii, curvarii, mincinoși și așa mai departe? Pentru că prin faptele lor acești oameni sunt vrăjmași ai împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Cine nu are în caracter, în ființă, în gândire, în vorbire și în trăire aceste lucruri, nu va intra niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Deci adevărat vă spun că dacă nu vă faceți ca niște copilași, nu veți intra cu niciun chip în împărăția lui Dumnezeu. Care este frumusețea unui copil? Nu poate să stea vrăjmaș cu nimeni multă vreme, uită de supărare. Nu vi s-a întâmplat să vedeți doi copii care se ceartă de la jucării și zici că se omoară acum, se strâng de gât unul pe altul. Și într-o oră o ia cu joaca de la început, de parcă nu s-a întâmplat nimic. Dragii mei, asta e doctrina împăcării, adică să îl iubim pe Dumnezeu, noi îl iubim că El ne-a iubit, să răspundem cu dragoste, să răspundem chemării Lui, să existe o convertire radicală. Da, lucrul ăsta e verificabil. Ce spune Apostolul Ioan? Să nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci prietenia lumii este frășmășie. Și pocăitul nostru care zice că a fost strămutat în împărăția luminii, se duce cu cei nelegiuiți, se distrează cu cei nelegiuiți, se împrietenește cu cei nelegiuiți, se duce la topul lor de desfrâu și pe urmă vine în împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, te bă de aici, ești afară. Și o să miră, mie nu-mi ascultă Dumnezeu rugăciunile, pe mine nu mă bagă Dumnezeu în seamă. Dumnezeu întoarce toate lucrurile pe dos, de ce nu știu copilul, nu sunt împărăția, de unde să fie împărăția lui Dumnezeu? Ce crezi că Dumnezeu primește dușman ca tine în împărăția lui? Crezi că în împărăția lui se înjură, să fură, să minte și să trăiește în stricăciune? Nu. Doctrina împăcării, trebuie să existe pace între tine și Dumnezeu. Știți când e pace în familie? Când soțul nu face nimic ca să supere soția și când soția nu face nimic ca să supere soțul. N-are cum să fie război. De ce e război și neînțelegere? Pentru că la un moment dat soțul sau soția zice, ce pasă mie ce crede asta sau ce crede asta? Dacă se supere, n-are decât să-i treacă. Fain, nicio problemă, cu nevasta și cu bărbatul îți merge, dar crezi că îți merge cu Dumnezeu chestia asta cum să-i treacă dacă nu-i convine? E împărăția lui, numai cine zice el intră în împărăția lui, numai cei care se supun voiei lui intră în împărăția lui. Unii spun, păi se ia cu năvala, sigur că se ia cu năvala, dar nu aiurea.
Cu năvala înseamnă că toți pot. Dar nu toți reușesc, pentru că nu toți se pot elibera de această stare de vrăjmășie și de dușmănie cu Dumnezeu prin faptele, prin vorbele și prin umblarea lor. Asta e doctrina împăcării. Trebuie să demonstrezi loialitate, fidelitate față de împărăția asta. Trebuie să demonstrezi că lupți pentru valorile ei. Sunt mulți care cred că sunt împărăția lui Dumnezeu, să mai numesc și biserici. Și își pun semnul la multicolor, la intrare, și spun, toți sunt bineveniți. Credeți că Dumnezeu la poarta împărăției are semnul ăla multicolor și zice, hai și voi? La desfrânați și la stricați și la mizerabili? Credeți că asta face Dumnezeu? Biserica aia s-a declarat dușmană a lui Dumnezeu. E vrăjmașă lui Dumnezeu. Cine intră și se închină acolo, e vrăjmașa lui Dumnezeu. Și a patra doctrină a mântuirii, după doctrina strămutării, răscumpărării, împăcării, și de fapt a treia doctrină situată înainte de doctrina strămutării, numai după astea trei poți să te declari strămutat, este doctrina înfierii. Înfierii. Pentru că nu e suficient să fii răscumpărat. Știți că Dumnezeu a plătit prețul de răscumpărare pentru noi și nu numai pentru noi, ci pentru lumea întreagă. Prețul a fost plătit pentru întreaga lume. Dacă toți vor să se pocăiască, toți se pot pocăi. Este o doctrină falsă a răscumpărării limitate, care spune că Dumnezeu, când a plătit prețul, a știut dinainte câți sunt autentici și câți sunt poame. Și n-a plătit prețul pentru poame. A plătit prețul numai pentru aia de adevăratele. Nu e adevărat. Citiți în Ioan și veți vedea. E prețul de răscumpărare pentru răscumpărarea noastră a celor mântuiți, dar și pentru întreaga lume. A plătit prețul pentru toți. Pentru că la ziua judecății cineva ar fi putut să vină și să spună, păi normal că pentru mine n-a plătit. Doctrina răscumpărării, prețul e plătit pentru toți. Doctrina împăcării, doctrina împăcării, doctrina împăcării este o doctrină care depinde de noi. Și am să vă spun de ce. Dacă eu întind mâna spre fratele Florin acum, am întins mâna, am întins o mână de pace, vreau să dau pacea Domnului. Stau o secundă, mulțumesc frate Florin, stau o secundă, stau două și aștept să dea și el mâna cu mine. În mod normal, dacă văd că nu dă mâna cu mine, îl bat pe umăr, că poate s-a uitat în altă parte. Se uită, scuze, n-am văzut. Dacă se uită în ochii mei și nu întinde mâna, mă fac că am vrut să zic, hai, o scot cumva la capăt, mă întorc și îmi văd de treabă. Frați și surori, eu sunt impresionat cât de mult ne iubește Dumnezeu. Știți ce a făcut Dumnezeu în urmă cu 2000 de ani? A întins mâna. Și de 2000 de ani stă cu mâna întinsă. Și spune, vreau să fac pace cu tine. Unii îl lasă cu mâna întinsă și îl nu trage înapoi. De bătut pe umeri îi bate pe toți și le spune, vezi că am mâna întinsă. Vreau să dau mâna cu tine, vreau să fac pace cu tine. Din momentul ăla nu mai depinde de Dumnezeu. Atenție! Că Dumnezeu ți-a dat dreptul să întinzi mâna înapoi. Nu ești beteag, nu mă refer la oamenii șchiop și ciungi, mă refer la suflete, sufletele nu sunt ciungi. Sufletul poate să întindă mâna spre Dumnezeu și să dea mâna cu el. Doctrina
împăcării, înseamnă că Dumnezeu este la dispoziția noastră să facă pace, însă nu este suficient. Nici că a plătit prețul, că nu toți acceptă. Nici că a întins mâna, că nu toți o întind înapoi. Dar atenție, toți cei care acceptă prețul jertfei Domnului Iisus Hristos și toți cei care întind înapoi mână de împăcare spre Dumnezeu și îi mulțumesc, Doamne, îți mulțumim că ai luat inițiativa să faci pace. Știți de obicei cine ia inițiativa sau cine ar trebui să ia inițiativa? Ăla vinovat. În realitate, inițiativa a luat-o cel neprihănit. Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu. Și acum, Dumnezeu spune, stai un pic. Ca să intri în împărăția mea, trebuie să devii fiu. Eu te înfiez. Eu nu mi-am dat viața pentru tine și n-am ținut mâna întinsă spre tine atâția ani ca să am mercenari în împărăția lui Dumnezeu, ca să am emigranți în împărăția lui Dumnezeu. Fiți atenți, frați și surori, am venit în America. M-am uitat de multe ori la pașaport. Zice că sunt cetățean american. Dar știți ce naționalitate am? Romanian. Nu că îmi pare rău, că îmi pare bine. Însă împărăția lui Dumnezeu are pretenții mai mari decât atât. Dumnezeu nu-ți dă doar cetățenie. Dumnezeu îți dă origine. Țineți cont de lucrul ăsta, origine. Până nu ai origine, ești cetățean de clasa a doua într-o țară până mori. Ca să fii cetățean de mâna întâi într-o societate, trebuie să fii născut, trebuie să ai origine în țara aceea. Știți că nu poți să fii președintele Americii dacă nu te-ai născut în America. Nu poți. Sunt locuri extrem de sensibile în securitatea națională unde lucrul ăsta contează extraordinar de mult. Originea. Acum, împărăția luminii este o împărăție cu pretenții mult mai mari și cu standarde mult mai înalte decât orice împărăție de pe pământ. Și ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie rezolvată problema originii. De ce? Care este originea noastră? În păcat m-a zămislit mama mea. Nu prin păcat. În păcat, în natură păcătoasă. Originea mea a devenit o origine a păcatului. În compoziția mea genetică spune că eu sunt, pot să fiu cetățean al cerului, dar am originea în întuneric. Vin din întuneric, am emigrat din întuneric. Și Dumnezeu spune, asta nu se poate. Până mai rămâne o fărâmă din viața ta trecută, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Iată de ce spune cuvântul Domnului, toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și Dumnezeu ne spune așa, pentru ca să intri în împărăția mea ai nevoie de o origine corectă. O origine corectă. Asta înseamnă nașterea din nou și când se întâlnește cu Nicodim îi spune, adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din nou, cu niciun chip nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți din nou. Pentru ca să căpătați origină, pe pașaportul tău nu va scrie doar că ești un cetățean al împărăției lui Dumnezeu, ci că originea ta este în Hristos. Că ești copilul lui Dumnezeu. Și iată de ce spune aici versetul 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. De ce este chipul lui? Pentru că e născut din el. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut.
Copilul seamănă cu tata și cu mama. Cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri, pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului al bisericii. El este începutul și atenție, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Și aici îmi place foarte mult cum prezintă Pavel situația. Ne trimite direct la înviere și spune, el este cel dintâi născut dintre cei morți. Că toți murim. Cel întâi născut dintre cei morți înseamnă înviere. E cel dintâi înviat și după aia noi mergem pe drumul învierii. Dar pentru că el e și cel întâi născut din toată zidirea, dacă prin el avem nașterea învierii, prin el trebuie să avem și nașterea înfierii. Nașterea înfierii. Deci e vorba de două nașteri. Nașterea învierii, cel dintâi născut dintre morți. Dar este vorba și de nașterea înfierii. Ne naștem din nou fiind copii ai lui Dumnezeu. Până aici, frați și surori, am vorbit despre patru doctrine. Doctrina de bază, doctrina strămutării din împărăția Întunericului în împărăția Luminii, și apoi primele trei doctrine care au de-a face cu precondițiile strămutării. Nu poți fi strămutat dacă mai întâi nu ești răscumpărat. Dumnezeu a rezolvat asta. Tu doar trebuie să accepți și să crezi. Nu poți fi strămutat dacă nu ești împăcat. Dumnezeu are mâna întinsă. Întinde-o și tu spre El. Și nu poți fi strămutat fără înfiere. Și lucrul acesta se petrece prin nașterea din nou, tot prin credință. După amiază vom vorbi despre alte trei doctrine care urmează după strămutare. Când deja suntem strămutați în sunt alte trei lucruri importante care trebuie să se întâmple. Haideți să ne ridicăm în picioare, să venim înaintea Domnului. Cred că ziua de astăzi a fost o zi de verificare. Încă de la ora de rugăciune ne-au fost prezentate câteva rețete spirituale pentru sănătatea noastră spirituală, să ne evaluăm starea spirituală și să vedem cum stăm înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la relația noastră cu Dumnezeu, să o reevaluăm și să fim 100% siguri că suntem parte din împărăția Lui. Ne rugăm cu toții împreună.